Vlad Plahotniuc ar putea fi judecat de la distanță. Procurorii anunță că au demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa acesteia în dosarul fraudei bancare. Procedura are loc după ce în luna iulie Parlamentul de la Chișinău a votat un proiect de modificare a legii astfel încât judecarea cauzelor penale să poată fi posibilă în lipsa persoanei vizate. Avocatul lui a înaintat o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a noilor prevederi introduse în codul de procedură penală, iar magistrații de la Judecătoria Ciocana urmează să se pronunțe asupra cererii. În acest dosar, Plahotniuc, care a fugit din țară în 2019, este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.